Salut și bine te-am regăsit! Ai călătorit vreodată cu avionul? Ai văzut cum este interiorul unui aeroport? E bine, astăzi vom călători împreună cu Endre și Ana. Vom discuta despre cazurile substantivului, ne vom apropia mai mult de substantivele în genitiv și dativ prin câteva exerciții de aprofundare. Așa cum îți spuneam, Ana și Andre au hotărât să viziteze câteva țări europene. La aeroport au fost nevoiți să deschidă bagajele pentru control și lucrurile lor s-au amestecat. Găsește proprietarul obiectelor descriind situația printr-o sintagmă de tipul rochia Anei sau rochia Fetei. Iați timpul necesar pentru a rezolva acest exercițiu. În partea dreaptă poți observa obiectele amestecate. Dacă privim cu atenție sintagma rochia fetei, vom observa faptul că substantivul în cazul genitiv, fetei, este subordonatul substantivului rochia. Este important să ții minte faptul că genitivul se subordonează unui regen substantival, și e cerut de anumite prepoziții și locuțiuni prepoziționale, precum asupra, deasupra, contra, împotriva, în jurul sau înaintea. Acest caz poate fi recunoscut în anumite contexte prin articolul al, a, ai, ale și are ca întrebări specifice al cui, a cui, ai cui sau ale cui. E rândul tău să alcătuiești câteva enunțuri în care să folosești următoarele substantive, însă să fie în caz genitiv. Substantivele sunt avion, bilete, geamantan și pilot. Să vedem împreună câteva exemple. Decolarea avionului a fost amânată. Călătorii, au așteptat aterizarea avionului. Prețul biletelor a crescut. Roțile geamantanului s-au rupt. Geamantanul este al pilotului. Evidențiate sunt substantivele în cazul genitiv. Am folosit câteva cuvinte pe care s-ar putea să nu le cunoști încă. Ai aici câteva explicații. Corectează următoarele enunțuri. Aterizarea la avion a fost ușoară. Biletele a două fete s-au pierdut. Ține minte. Exprimarea genitivului cu ajutorul prepoziției. La este greșită. Uniforma la pilot era albastră. Acea, acest enunț este greșit. Corect va fi. Uniforma pilotului era albastră. Spre deosebire de cazul genitiv, dativul poate avea însă ca regent un verb, un adjectiv sau chiar o interjecție. În cazul rare, poate avea ca regent un substantiv provenit din verb. Întrebările specifice acestui caz, sau mai degrabă întrebarea, este cui. Aici putem vedea câteva exemple. Cazul dativ poate fi impus substantivului de prepoziții precum grație, mulțumită sau datorită. Dativul, spre deosebire de genitiv, nu poate fi însoțit niciodată de prepoziția al. În afara acestui articol, genitivul și dativul au forme asemănătoare. Ceea ce face ca uneori aceste cazuri să fie încurcate. Cum putem, totuși, să deosebim genitivul de dativ? Deosebirea celor de două cazuri este posibilă prin testul înlocuirii substantivului cu forme ale pronumelui pentru dativ, precum mie, ție. e rândul tău să identifici substantivele, în caz dativ, din enunțurile de mai jos. Iați timpul necesar pentru a rezolva acest exercițiu. Cu siguranță, cazurile genitiv sau dativ nu mai sunt o problemă pentru tine. Felicitări! Ai ajuns la final! Descoperă și celelalte cazuri ale substantivului.